Ok. Când era, când era primar, da? Da. Ok, okay, domnului acum nu este primar. Dar la parlamentari, că ei au responsabilități. Dacă... Și ceva? Avem parlamentari, eu am poruncile de parlamentari. Și i-ați votat, da? În urmă, nu i-ați votat dumneavoastră, mi-i spun responsabil să fie slujile cetățenului. Să ascultați, stimate doamne, să-l arăștați-vă. Deci este responsabil. Toți ați scos pe acolo și... 3, 4, 10, 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 hai, n-ai tu mai mult. Am rău, tot și vine, vine Veronica să spune Ghebuie. Vine Maria. Vă unul, puteți să repisată lui Voronin? Măcar unul! Maria. Года
голосами вот этих людей было избрано парламентское большинство. Очень многим хотелось и желалось, чтобы это большинство реализовало лучшие чаяния людей, больного молдавского общества, право на справедливость. Бандиты, где же фильмяты, муфильмяты? Фильмяшку жади на интеме! Наконец почувствовать себя полноценными гражданами этой страны. Не прошло ли стать ней? Шуяра, шуяра, марешку. Как эта власть испортилась, продухлась, сгнила. Продухлась. И превратилась в обычную хунту. Стоило только генеральному прокурору произнести несколько слов истины. И они тут же трусливо его схватили и отправили в тюрьму. Сегодня начинается обратный отсчет этого режима. Сегодня этот режим сделал все для того, чтобы растоптать верховенство права, право на справедливый суд, право на справедливость. Сегодня они предали большинство своих избирателей. И сегодня они могут только вот так вот лежать, как эта бедная несчастная женщина. Сегодня мы начинаем протесты в публичном качестве. Мы не остановимся. Мы сделаем все для того, чтобы расправить человека. Что ты un eveniment foarte important, dar de fapt absolut previzibil. Această cașcă de băieți și fete cu ochi de îngeri, cu ochi de îngeri și cârleunțar, s-au demonstrat fețele adevărate. Fețele de criminali păruți și fricoși, urmași ai lui Plahotniuc. Ei, cu prezentarea unor învinuiri neîntemeiate, chiar de râsul lumii, în vezul întregii țări, au încercat să închidă gura procurorului general, care doar a început să deschide parantezele, doar a început dezvăluirile, care demonstrează cu toate aparența legăturile strânse între hunta lui Plahotniuc și actuala guvernare, care procedează în felul în care a procedat Plahotniuc și ortacii lui. În loc să lupte cu prețurile în creștere, în loc să lupte cu pandemia, în loc să pregătească țara de iarnă, în loc să propună acțiuni clare, operative, eficiente, contra tarifelor crescânde și așa mai departe, ei încearcă să închidă gura unui funcționar legitim, practic unicul funcționar legitim în această țară, care a fost ales conform Constituției, spre deosebire de actuala așa zisă președinte, cunoscută ca prezidentca. Deci, noi astăzi ne-am adunat aici ca să spunem întregii țări că ieri anume actuala guvernare a trecut linia roșie, fără explicații care le aștepta poporul. Venit aici să cerem eliberarea imediată a procurorului general și oferirea lui un spațiu informațional decent, astfel ca el să-și continue comunicarea și să ne spune adevărul despre actuala guvernare. Care de câțiva decenii a lucrat în procuratură.
Această hunte de patlagene și pe pușoi a venit la guvernare cu votul poporului. În Parlament judei! Și îmi pare că acum a venit pentru totdeauna să și poate să-și permite orice, inclusiv rușine, practicile lui plăhoțiu. Rușine, toatelor, banditilor, rușine! Plăhoțiu, pentru că sunt niște bani, niște fricoși, niște oameni care n-au răspuns în viața lor de nimic, n-au organizat nimic, n-au făcut nimic. Ce socialiști, comuniști! Ce socialiști! Un parlament lângă animalelor tale de companie. Comuniști, socialiști, jos! Jos la pușcărie! Hunta de patrogele și profesori! Jos! Hunta! Jos! Hunta! Jos! Hunta! Jos! Hunta! Jos! Este normal ca într-o societate democratică să ne mobilizăm astfel ca abuzurile să nu mai fie comise. Oameni buni, ceea ce aseară, noaptea, s-a întâmplat în privința procurorului general Alexandru Stoianoglu, de a aminti de rasticile imperiului criminal a lui Plahotniuc.